Bună dimineața tuturor! Observăm, avem în imagine două baterii care sunt legate în paralel și au o conectare printr-o siguranță fuzibilă. Între ele se scurge un curent de 1,4 A datorită faptului că prima baterie sau una dintre baterii este cu o tensiune mai mare, deci practic este încărcată mai mult decât a doua. Acest lucru îl putem vedea prin acest minus în fața valorii afișate pe aparatul de măsură, practic inversând polaritatea celor două testere, celor două sonde a aparatului de măsură. Observăm scurgerea curentului dintr-o parte în alta conform polarității între cele două baterii. Una dintre baterii este mai încărcată, cealaltă e mai descărcată și observăm că avem o diferență de curent. Deci, practic, una dintre baterii o încarcă pe cealaltă datorită diferenței de potențial a tensiunii electrice dintre cele două baterii. Ideea este simplă. Utilizând o siguranță fuzibilă între cele două baterii, facem un scurt circuit la una dintre baterii să observăm dacă această siguranță fuzibilă se arde. În mod normal ar trebui să se ardă. Atenție, aviz începătorilor, nu utilizăm niciodată baterii litiu-ion fără BMS și bineînțeles dacă nu avem pregătirea necesară în domeniul bateriilor și în domeniul electrotehnicii în general, trebuie un minim de cunoștințe. Nu ne apucăm să construim baterii niciodată fără să cunoaștem în detaliu aceste baterii, pentru că pentru a evita eventualele incidente produse de acestea. O să facem un mic scurt circuit aici, curentul ar trebui să dispară și facem unul la una dintre baterii un scurt circuit și observăm că curentul nu dispare. Și observăm că nici BMS-ul nu declanșează. O să facem și la prima baterie un scurt circuit și o să menținem acest scurt circuit și nu e nicio problemă dacă menținem acest circuit, BMS-ul o să declanșeze practic bateriile din circuit. Deci fiind un BMS de 40 A nu declanșează, observăm. Dar haideți să încercăm aici. Încercăm aici la una dintre bornele siguranței fuzibile, urmărind totodată și siguranța fuzibilă de aici. Așa, și facem aici la bornele siguranței fuzibile acest scurt circuit. Și observăm că siguranța fuzibilă s-a întrerupt. Practic, ideea în sine este să utilizăm siguranțele fuzibile pe fiecare baterie, pentru că în caz contrar devine periculos atunci când conectăm siguranțe fuzibile între baterii. Deci niciodată nu conectăm siguranțe fuzibile între baterii. Întotdeauna conectăm pe fiecare baterie în parte câte o siguranță fuzibilă, iar capetele de după siguranța fuzibilă le conectăm între ele. Acesta este un mod corect de a conecta bateriile. Fiecare baterie trebuie să aibă o siguranță fuzibilă pe borna plus, eventual și pe borna minus, este foarte indicat. Și cele două capete se leagă într-un punct comun. Conform teoremei lui Kirchhoff, după cum știm, cei care, bineînțeles, au pregătirea necesară, nu ne apucăm să construim, să facem circuite cu baterii litiu-ion, mai ales cu circuite cu
cu circuite care conțin baterii care au în componență baterii de litiu-ion. Dacă nu avem pregătirea necesară, trebuie să ne pregătim foarte temeinic înainte de a le utiliza. O să facem în acest caz acest scurt circuit la una dintre baterii să vedem ce se întâmplă. Așa, șuntăm aici la una dintre baterii, facem un scurt circuit și observăm că nici în acest caz nu sudăm la borne și tot nu se declanșează. Bineînțeles, la un moment dat se va întrerupe circuitul și să vedem care dintre siguranțele fuzibile s-a întrerupt. Este cea de aici, observăm, s-a întrerupt. Așa, să dăm cu macro așa să se vadă mai bine. Deci aceasta de aici s-a întrerupt, iar aceasta de aici este încă în stare bună. Observăm firul din interiorul siguranței, materialul fuzibil. Deci se întrerupe cea din dreptul în care facem scurt circuitul datorită curentului care străbate din cealaltă baterie și se însumează cu curentul de la bornele bateriei pe care o scurt circuităm. Bun, sper că a fost destul de util. Ne întâlnim în episoadele următoare să mai discutăm lucruri cât mai utile despre siguranța și exploatarea circuitelor și sistemelor de energie. Acestea fiind arătate, vă doresc o săptămână faină în continuare și spor în toate proiectele dumneavoastră pe care doriți să le realizați cu succes. Bineînțeles, cu pregătirea și cunoștințele necesare în domeniu. O zi bună, ne întâlnim în episodul următor.